Bine v-am regăsit, dragii mei raci, pe canalul Laura Scop la etalarea extinsă pentru fiecare zodie, în parte pentru luna decembrie, așa cum spuneam și la celelalte zodii. Este o lună decembrie încărcată de tot soiul de schimbări benefice nouă, o perioadă extrem de controversată, vin sărbătorile și s-ar putea să se ia niște decizii extrem de importante care ar putea duce fie la ruperea definitivă a unei relații cu persoane care nu vă valorizează, nu v-au mai dat niciun semn de viață și începerea unei noi etape din viața dumneavoastră. Luna decembrie ea însă și este o lună a renașterii, revigorării. Sunt extrem de multe posibilități să vă aflați în tot soiul de cercuri acolo unde s-ar putea să se extragă, așa la figurat vorbind, următoarea relație potențială. Eu o să încerc să aflu pentru dumneavoastră cât mai multe mesaje despre toate planurile. Acum, dacă unul dintre planuri se identifică mai mult și vrea să fie lămurit, atunci o să insist cu mesaje de clarificare. De asemenea, o să avem mesaje călăuzitoare, mesaje pe care ar fi bine, în sfârșit, dumneavoastră decideți să luați în considerare și să vă călăuziți după un astfel de mesaj oferit cu mare dragoste de către îngeri și ghizii spirituali. O să avem, de asemenea, un răspuns personalizat la o situație cu care dumneavoastră vă confruntați. Planul iubirii, concret ce urmează să se întâmple în această lună. Vom folosi și minunatul pachet de cărți de oracol Geometria Sacră pentru a avea o viziune cât mai corectă asupra acestei luni. Nu trebuie să faceți absolut nimic, relaxați-vă, bucurați-vă de această călătorie spirituală, nu înainte de a sublinia încă o dată faptul, mai ales pentru abonații noi, faptul că sunt etalări generale colective cu care ați putea sau nu să rezonați. Dacă rezonați, vă invit în minutele următoare să aflați cât mai multe despre această lună. Bun, o să încep această etalare cu un mesaj călăuzitor pentru voi, dragii mei. Raci, haideți să vedem de ce ar trebui să țineți cont pe tot parcursul acestei luni. Un 6 decembrie extrem de încărcat. Poate că vă cheamă Nicolae, poate că vă cheamă Nicoleta. Un început de lună, zic, destul de amețitor. S-ar putea să aveți foarte multe lucruri de făcut, s-ar putea să aveți foarte multe de lucru de lucrat și acasă și în familie, să vă pierdeți efectiv capul și să fiți destul de extenuați. Așa că una dintre recomandări ar fi să încercați să cereți ajutorul unor persoane apropiate și să vă mai luați și voi așa din când în când o pauză de la tot și de la toate, să vă relaxați chiar și 10 minute uitându-vă, eu știu, uitându-vă pe pereți. Carte călăuzitoare pentru raci. Să intrăm un pic în această energie. Cineva se roagă foarte tare pentru voi, pot fi părinții, așa că atenție sau aviz amatorilor, aviz racilor amatori care au un conflict cu părinții. Este o perioadă foarte bună să vă reîntoarceți la casa părintească, dacă există și dacă v-ați certat. Și cum spuneam, da, există această nevoie a Universului de a vă comunica că voi, în primul rând, aveți nevoie de liniștire, de armonizare, de echilibrare și acest lucru o să puteți să-l faceți în rândul prietenilor voștri, familiei extinse, reuniri cu copiii voștri, cu animăluțele voastre, de ce nu? Apropiere, îmbrățișare, calmitate, întoarcerea acolo unde simțiți dumneavoastră că aveți legături speciale cu ființe la care într-adevăr ține sau care țin la voi, că tot spuneam că cineva parcă se roagă pentru voi, pentru sănătatea voastră, se gândește la voi și a început să se gândească din ce în ce mai mult la voi, că aveți voi nevoie de a fi îmbrățișați, dar din motive care țin sau nu de voința voastră nu o faceți, sau mai ales dacă aveți un conflict cu apropiații voștri, cu familia voastră, cu mamă, cu tată și cred că perioada sărbătorilor de iarnă este o perioadă propice pentru a vă regăsi cu familia.
Aveți nevoie de îmbrățișare, aveți nevoie de calmare, mai ales că se apropie sărbătorile și stresul crește, mai ales pentru racii care se află în singurătate. Și nu ar fi exclus să primiți un cadou de sărbători, un animal de companie, un cățeluș, o pisicuță sau cine știe, poate deja aveți o pisicuță portocalie. V-ar aduce foarte mult echilibru, foarte mult, cred că v-ar mai umple un pic golul lăsat de dispariția unor persoane dragi. Este o încărcătură extraordinară emoțională îndreptată către părinți care nu mai sunt, bunici care nu mai sunt. Sunteți ușor nostalgici, de aceea cred că simțiți nevoia să fiți mult mai alintați decât de obicei. Și acest lucru îl puteți face în sânul apropiaților voștri, așa cum spuneam. Că dacă nu mai aveți familie, mamă, tată, s-ar putea să fie foarte bine să fiți deschiși către prieteni, oameni de încredere, rude, copiii voștri, etc., etc. Avem trei cărți. Se echilibrează foarte tare lucrurile și din punct de vedere financiar, material. Posibil să intrați în posesia unei sume de bani care o să vă ajute foarte tare posibil să vă luați o casă, posibil să semnați ceva pentru a intra în posesia a unui bun, posibil să intrați în posesia unor drepturi. Și atunci, partea aceasta financiară este chiar echilibrată bine de tot. S-ar putea să primiți un cadou, că tot este luna cadourilor. Sau cineva, există șansa să vă acorde mult mai mult timp. Practic, se dedică mai mult, că tot avem și această îmbrățișare pentru cei care au nevoie de îmbrățișare. Cadoul ar putea consta în a-și dedica o persoană timpul, din timpul său vouă și chiar s-ar putea să facă eforturi să echilibreze această situație, această nevoie a voastră de îmbrățișare. În carieră, noi oportunități, de ce nu? O mișcare destul de isteață, așa, în planul carieristic. S-ar putea să vă mutați dintr-un post secund într-un post principal, să vi se lungească, ca să zic așa, contractul de muncă sau chiar să acceptați o ofertă de muncă mai bine plătită. Un pachet salarial motivant de-a dreptul. Pentru cei care doresc să obțină un împrumut, au șanse foarte mari să îl obțină, tocmai că sfârșitul de an s-ar putea pe unii raci să-i găsească în posibilitatea de a-și achiziționa o casă. Și atunci lucrurile astea se fac și cu ajutorul băncii. Și s-ar putea să fiți persoane credibile, care au credibilitate și în felul acesta să obțineți acel împrumut sau să reușiți să intrați în posesia unei sume de bani care vă ajută să plătiți rate, datorii, etc., etc., că tot spuneam că s-ar putea să vă angajați undeva mai bine plătit pentru a vă plăti ce aveți voi, dranganalele. Ia uitați și această carte, nici nu m-am uitat. Asta vă spun că este o lună în care practic tot ce atinge se transformă în aur și opțiuni. Foarte multe opțiuni, așa că eu zic că există o perioadă extrem de favorabilă. Astele vă sunt favorabile pentru că și oportunitățile sunt pe măsură, oportunitățile care vă apar în cale din punct de vedere material, carieră și bănuți. Că totul știți cum se are o legătură. Totul e bine că se termină cu bine. În plan emoțional, v-am zis, în afară de faptul că aveți nevoie de a fi îmbrățișat și cineva își acordă, își alocă timp, s-ar putea să fie o ființă care a cam vrut să fie lăsată în pace în ultima parte a anului. Asta mă duce cu gândul la faptul că există posibilitatea, chiar și mică, a regăsirii unei persoane care nu prea a mai fost prezentă în viața dumneavoastră de foarte mult timp din diverse motive și s-ar putea să apară spontan cu un mesaj de sărbători și cred că este o persoană care vă cunoaște foarte bine. S-ar putea să fie o persoană care vă cunoaște până în adâncul inimii, în profunzime. Ei bine, dacă se află la depărtare, în momentul de față își dorește foarte tare să se apropie de voi într-o oarecare măsură. Măcar să știe de voi cumva și cred că va face tot posibilul să
încerce să facă acest lucru, să dea un mesaj sau să vorbească cu voi. S-ar putea să fie avut niște probleme de sănătate pentru că îl văd ușor grăbovit cu baston. Asta înseamnă poate a avut niște probleme de sănătate, dar cred că revine pentru că așa, care după el o inimă și cel puțin mă gândesc la partea aceasta de afecțiune. Cred că din luna septembrie anului acesta a avut anumite probleme sau voi ați avut probleme, dar fără doar și poate există șanse mari ca să apară exact când vă așteptați mai puțin. Persoane brunețele cu ochii căprui, cameleonici sau persoane brunețele grizonate cu ochii închiși la culoare, în general balanță, poate aveți, cine știe, de-a face cu persoane din zodia balanță, taur, gemeni, berbec, vărsător. S-ar putea să ajungeți la un compromis și din punct de vedere al bănuților, că tot ziceam că s-ar putea să obțineți niște împrumuturi, asta gândindu-mă la negocieri, la dosare, la adus de colo-colo tot soiul de acte, actăraie. Ideea este că sunt foarte multe idei care, mixate, au ca rezultat cea mai bună variantă de a obține ceva de la cineva. Vorbesc despre o soluție de win-win în care fiecare parte are de câștigat, o soluție sau cea mai bună soluție dată în circumstanța personală, ca răspuns la o problemă voastră personală. Adică veți ajunge la un rezultat din care toată lumea va avea de câștigat. Că este vorba în plan personal, la serviciu, eu știu, echilibrarea din punct de vedere emoțional al unui conflict, adică ajungeți pe aceeași lungime de undă, posibil să fie și o mediere a unui conflict, se rezolvă anumite disensiuni pe cale amiabilă, dar în orice caz, ambele părți aveți de câștigat în orice fel de conflict, proces, ceartă și așa mai departe. Începeți sau este bine să începeți să vă focusați, să vă concentrați pe acele aspecte ale problemei voastre personale, asupra cărora toată lumea cade de acord. Sunt foarte multe ședințe pentru cei care lucrează într-o companie multinațională sau chiar și într-un SRL sau, în sfârșit, foarte multe discuții de final de an, bilanț, retrospectivă, disponibilizări. Există pentru raci și această posibilitate, dar pentru cei care așteaptă o disponibilizare s-ar putea să vină o soluție de ultim moment în care se ajunge la un rezultat din care ambele părți aveți de câștigat. O să vedeți voi la momentul oportun. Posibil să fie vorba despre a fi deschise către un compromis, că tot vorbeam de niște rezultate, s-ar putea să se facă pe acolo niște compromisuri astfel încât voi să fiți bine, că oricum cum ar fi, aveți nouă vieți, cădeți tot în picioare acum. Așa că rămâneți pe poziția asta echilibrată și încercați să abordați orice problemă, fie ea cât de dură și cât de grea, într-un mod moderat. Adică să nu ni să dați cu ochii pe foc, ni să vă aruncați cu apă înainte, nici dacă vine cineva cu ofertă sau ofertă de angajare sau plecați dintr-un loc de muncă în altul că vă plătește mai bine, să wow, gata, acum uit, nici nu mai sunt, nu mă mai interesează ce se întâmplă în urma mea, după mine potopul, etc., etc. Cel mai bine ar fi să rămâneți în echilibru și eventual să strângeți foarte multe informații înainte de a spune un da hotărât unui job sau unei relații, etc., 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 etc. Vorba lui Cotescu, Dumnezeu să-l ierte, Octavian Cotescu. Și acum chiar vreau să vedem un răspuns aproape personalizat. Gândiți-vă la o situație personală particulară care să aibă a face cu această etalare, bineînțeles. Și haide să vedem ce încearcă să ne comunice minunații noștri ghizi spirituali. Da, deci ce să mai zic? Abundență și perfect timing. Asta înseamnă că totul se
Totul este bine când se termină cu bine. Lucrurile nu că se ameliorează, lucrurile se rezolvă într-un mod absolut perfect. Acum trebuia să se întâmple și dacă s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat, când s-a întâmplat la momentul, locul potrivit. Sunteți pregătiți să primiți în viața voastră această abundență. Vedeți că aveți aici o sumă de bani financiar, stați bine voi din zodia racului. Cineva parcă vă întinde o mână, cineva echilibrează lucrurile. Este o chestiune de timp, adică vorbim de câteva săptămâni, două, trei săptămâni, veți avea această reușită foarte, foarte mare. Sau să fie ceva la care voi aspirați, vă doriți foarte tare să se îndeplinească ceva. Ei bine, este timpul potrivit să aveți această dorință. Aici cartea aceasta înseamnă abundență. Deci este momentul perfect ca voi să primiți din partea Universului această îndeplinire a dorinței reușite, visurile voastre, cele mai adânci devin realitate. Da, Doamne ajută, ce să zic, e absolut minunat ce se întâmplă și pentru voi, racii. Ok. Cineva s-ar putea să vă urmărească de la depărtare, că tot vorbeam despre această persoană care a cam dispărut de pe firmament în ultima perioadă. Să știți că nu v-a uitat, nu a încetat să vă uite. Ba din contră, cred că în luna aceasta va începe să vă privească cu alți ochi, să înceapă să vă perceapă altfel, mai ales după perioada în care s-a ascuns și a lins rănile, s-a regăsit, a pornit așa într-o călătorie de aflare a sinelui și uite că s-ar putea să-l fi găsit. Însă s-ar putea să se lovească de o barieră pe care voi o construiți, pentru că, din câte simt eu aici, s-ar putea să vă cunoască, de asta spuneam, persoana aceasta și să vă fi pricinuit neajunsuri, să vă fi făcut să suferiți și atunci, pentru că nu mai vreți să suferiți, nu mai lăsați să intre dragostea în zona dumneavoastră de confort, dar nici să, adică nici să vă iubească, dar nici să, cum să vă spun, să fiți răniți sau rănită. De asta spuneam că această ființă ar vrea să echilibreze un pic situația, să fie o chestiune și în avantajul sau în avantajul ambelor părți, că tot vorbeam de soluția asta de win-win, adică de să fie bine pentru toți, pentru toate părțile. Încearcă și partea aceasta, dar s-ar putea să se lovească de un zid, pentru că voi, la un moment dat, cred eu, unii rari s-au aflat într-o reală amenințare emoțională sau fizică, de ce nu, din partea acestei persoane. Și acum s-ar putea ca voi să considerați că este prea târziu ca voi să vă mai reveniți sau să mai fiți într-o relație. Însă văd că persoana asta s-ar putea să insiste, există reticență, există ezitare, există dubii vis-a-vis de această persoană și de seriozitatea acestei ființe. Nu prea mai aveți curaj, nu zic că nu v-ar întreba de vorbă, dar v-a dezechilibrat foarte tare de-a lungul timpului și atunci există această... În zona mea nu intri, până aici e zona ta, până de aici încolo e zona mea. Și cred că v-a făcut să suferiți atât de tare încât v-ați îmbolnăvit și fizic. Adică și cu sănătatea s-ar putea să nu fi stat foarte bine din cauza acestui domn sau doamne. Însă în luna decembrie eu zic că, sau luna decembrie este o lună care favorizează partea asta sănătății la raci, mai mult decât la celelalte zodii, refacerea trupului, refacerea spiritului, bineînțeles. Așa că ceea ce ar trebui să faceți dumneavoastră cel mai bine este să nu vă împotriviți procesului, să lăsați lucrurile să curgă către vindecare, către împlinire. Pentru că este vorba despre alegerea voastră de a da curs ajutorului Universului. Da, ajutorului din partea Universului, bineînțeles. Ok. O lună în care zâmbiți, să știți, o să se petreacă destul de multe lucruri care o să vă facă plăcere, indiferent, de exemplu, dacă
eu știu, în planul iubirii cineva v-a făcut rău și se întoarce și voi nu mai vreți să fiți cu această persoană. Este o satisfacție personală, eu așa aș analiza-o, zâmbetul acesta este o satisfacție personală pentru că, uite, cineva și-a dat seama că mi-a greșit, își cere iertare și în felul acesta eu pot să continui mai departe și să îmi revin. S-ar putea ca să aveți parte de multe elemente surprize până pe data de 30 decembrie, că luna este de 31, multe surprize, care, oricum, este momentul potrivit pentru chestiuni care se vor realiza în mod spontan, pe nepregătite sau, sau nu. Văd o aluniță în jurul gurii, pistrui sau o aluniță pe obraz, în sfârșit, ca mesaj individual. Haideți să vedem acum concret cu ce zodie ați putea dumneavoastră intra și mai clar față de cele sau în plus față de cele pe care le-am amintit, ce zodie predomină la rac, săgetătorul. Ei bine, cred că zâmbetul ăsta s-ar putea să aibă legătură și cu o poveste, cine știe, de iubire, o experiență romantică, pentru că prea aveți așa aliura aceea unei persoane care zâmbește, de ziceți că călcați așa pe a nouălea cer. Pentru racii care au cunoscut în luna septembrie o persoană sau că s-a îndrăgostit de o persoană, sunt șanse foarte mari să treceți la un nivel următor. Alți raci care au tot vorbit, cum au vorbit, pe rețele de socializare sau nu, și au avut așa un soi de relație la distanță, s-ar putea ca în luna decembrie să aveți acel element surpriză, o dragoste fulgerătoare cu persoana cu care ați vorbit și cu care poate nu aveți de gând să vă faceți planuri de sărbători. Nu, never say never, niciodată să nu spui niciodată, pentru că cred că, nu știu, privirea asta galeșa voastră mi comunică cumva intuitiv că s-ar putea să se oprească lumea în loc în momentul în care vedeți această persoană care cred că a pus deja ochii pe voi ori din luna septembrie, ori de acum 9 zile, 9 săptămâni. O să vedem. Adică racii stați pe aproape, că s-ar putea să aveți parte de o surpriză extraordinară. Și să continuăm cu surpriza. Din partea cui? În iubire. Ce surpriză în iubire au racii? N-au o surpriză, raci, au mai multe surprize. Dar s-a întors. Păi ia uitați. Păi ia uitați. Uite, vă arăt eu ca să nu ziceți că... Ia uitați. Nu seamănă cele două cărți. Meritați să fiți iubiți, meritați să fiți iubite, așa că cred că este vorba despre o distanțare de o persoană sau o distanță între voi și această persoană de care vă înamorați spontan. La voi spontaneitatea joacă un rol extraordinar, surprinzător lucrurile se întâmplă pentru voi, cred că acum este momentul, pentru că de asta vorbeam și despre perfect timing-ul acesta, timpul potrivit de a vi se întâmpla acum practic tot ceea ce v-ați dorit întregul an, de exemplu. Acum este momentul, pentru că văd că cineva realmente se îndrăgostește de voi sau voi de ei. În orice caz este vorba despre un coup de foudre. Poate să fie și vorba și de un... să vă lovească așa. Un coup de foudre. De ce nu? Iubire fulgerătoare. Spontană. Sau vă îndrăgostiți spontan de o persoană cu care posibil să vorbiți. Avem aici o ființă care este singuratică. Poate să fie și persoana asta, acea ființă singuratică, nu știu, eu zic că cred că o cunoașteți. De ce să... Ori o cunoașteți, ori vă regăsiți cu această ființă, ori își dă seama că sunteți demne de a fi iubite sau iubiți. În orice caz este dragoste cu năbădăi. Haideți să mai încercăm un pic să forțăm nota, să întrebăm dacă este o persoană din trecut sau o persoană pe care nu o cunoașteți și de care vă îndrăgostiți subit. Poate să fie vorba despre o persoană din trecut. Vă rog să-mi spuneți.
S-a întors această carte. Da, s-ar putea să fie o persoană de care v-ați despărțit. Cred că trecutul se... Nu știu dacă vreați răspunsul ăsta. Poate să fie, dar s-a mai întors și o carte. Deci poate să fie o persoană din trecut de care v-ați despărțit. Da, vă cunoașteți. Ea se conocían. Cine... Mă rog, eu știu mai puțin spaniolă. Cele care știți spaniolă, corectați-mă. Ea se conocían. Deci asta mi se pare că voi vă cunoașteți deja. Așa că cred că este o relație karmică ce revine în viața dumneavoastră. Dragii mei, dragile mele, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit, dragii mei, să aveți o lună decembrie absolut superbă, cu foarte multe realizări, cu dorințe împlinite. Nu uitați că vă așteaptă abundența emoțională, financiar stați bine sau vă reveniți sau există niște variante foarte bune pentru voi ca să intrați în noul an și fără rate și fără datorii. Doar să fiți puțin atenți, atente la ceea ce vorbiți, să fiți deschiși la anumite compromisuri, dar compromisuri în sensul bun, ca să vă fie și vouă bine, ca să obțineți acest rezultat din care toată lumea are de câștigat, toată lumea este happy. Intrați în 2023 așa cum se cuvine. Asta îmi doresc pentru voi, dragii mei raci. Toate cele bune, numai bine. La revedere!